Putem începe? Sau da, 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 da. Bună ziua tuturor! Am dorit să avem o astfel de întâlnire la aeroport, fiindcă de la un moment la altul vedem tot felul de stadii ale lucrărilor și îmi doresc ca toate aceste lucruri să fie surprinse de către dumneavoastră, iar cetățenii județului Brașov să le cunoască. Sunt lucrări foarte ample care au fost derulate încă de pe data de 8 martie, de când au primit ordinul de începere. Mai multe detalii referitor la progresul acestor lucrări, referitor la ceea ce ne propunem în decursul acestui an, vă va spune reprezentantul firmei Bogar, domnul Ioniță, care este prezent alături de noi. Noi avem practic două șantiere începute cu ordin, cu ordin de începere, atât cele 9 obiecte care sunt lucrări în continuare, cât și realizarea acestui terminal, urmând ca în perioada următoare să emitem un nou ordin de începere pentru balizaj și sistematizarea pe verticală. Toate cele trei contracte însumează 250 de milioane de lei, o sumă extrem de importantă, poate cea mai importantă sumă investită în infrastructura aeroportului în decursul timpului, iar aceste lucrări, o parte dintre ele, vor fi finalizate în cursul acestui an, atât în sistematizarea pe verticală, cât și balizajul. De asemenea, cele 9 obiecte vor fi implementate în decursul acestui an, iar terminalul, din ceea ce am discutat și cu domnul Ioniță și cu reprezentanții firmei Bogar și UTI, vom ajunge la un progres de 90%, mă refer la banii care vor fi implementați. Vom fi, să zicem, într-un, vor rămâne 10% din acest proiect de implementat anul viitor. În felul acesta, consider că aeroportul devine o certitudine și am toată convingerea că anul viitor, în situația în care vom reuși să trecem și peste celelalte proceduri birocratice, să avem de la Brașov primul zbor. Care este costul total al proiectului? Deci, până în prezent, la nivelul aeroportului, mă refer la ceea ce s-a investit în mandatul meu și ceea ce urmează să se investească în perioada următoare, vom depăși suma de 350 de milioane de lei. Asta considerând că sunt lucrări realizate în ultimii 4 ani. Și înainte de această perioadă? Înainte de această perioadă a existat doar realizarea pistei. Realizarea pistei care este în valoare de 13 milioane de euro, înțelegând undeva la 50 de milioane, nu, 65 de milioane de euro. Mulțumim frumos! Dar ne schimbăm unghiul? Da, o să vă spunem foarte scurt. Ești ok așa? Noi avem un contract de 128 de milioane. Nu mă complicăm, e mai complicat. Avem un contract de aproximativ 128 de milioane de lei, fără TVA. Durata de execuție se întinde pe 11 luni jumate, deci noi vom preda acest obiectiv în martie 2021. La data actuală este finalizat radierul, se lucrează la infrastructură, am startat pe cota 0 a terminalului. Avem un progres bun, asocierea Bogar și-a respectat absolut toate termenele angajate în fața concesionarului până la data prezentă, începând cu partea de avize. Împreună cu concesionarul am reușit să scoatem 18 avize anul trecut, autorizația de construire pe 24 decembrie și am startat lucrările, cum a spus și domnul președinte Veștea, pe 18 martie. Repet, avem un progres bun, avem o medie de 110-120 de muncitori în șantier, sigur că acest număr va crește în perioada următoare, ajungând la un vârf de 350-400 de muncitori în momentul în care vor începe și lucrările de instalație, aproximativ luna iulie. Avem un avans de aproximativ 16 zile față de graficul contractual, pe care sperăm să-l menținem. Ați spus că este încheiat radierul, am înțeles bine? Da. Radier înseamnă fundație, adică este o fundație pe toată amprenta clădirii. Lucrările de până în cota 0 sunt în desfășurare, adică verticalele, stâlpi și pereți aferente infrastructurii, adică subsolului. Și s-a startat, după cum se vede,
partea de Cotăzeu. Poate observa. Termenul este martie anul viitor. Da, martie anul viitor și vor fi toate eforturile ca să respecte. În general, nu în general, fără excepție, firma Bogart își respectă termenele. Numele și funcția dumneavoastră? Ioniță mă numesc, manager de proiect din partea asocierii Bogart UTI. Ioniță și mai cum? Ioniță Ionuț. Mulțumesc.